Robor explodează din nou, conform datelor BNR. Robor la 3 luni a fost stabilit marți la 2,68% față de 2,54 luni. Indicele n-a mai cunoscut o creștere atât de abruptă din a doua jumătate a anului 2014. Robor la 6 luni utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare a crescut de la 2,63% la 2,80%, în timp ce indicele pe 9 luni a avut o creștere de la 2,68% la 2,83%. Guvernatorul BNR a explicat luni care sunt factorii ce determină evoluția Robor, indicând cu precădere inflația. Tot luni, BNR a majorat rata dobânzii de politică monetară. În cazul unui credit prima casă pe o sumă de 225.000 de lei și cu o durată de returnare de 30 de ani, rata a crescut într-un an cu 226 de lei, de la 939 de lei în mai 2017 la 1.165 de lei în mai anul acesta. În data de 5-a 5-a 2018, o persoană de 37 de ani a fost depistată în timp ce desfășura activități de pescuit comercial în apa râului Olt, în dreptul localității Gostavățu, cu o unealtă de pescuit de tip prostovol, confecționată din ață, încălcând prevederile Ordinului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale numărul 8 din 12 ianuarie 2018 și a Ordinului Ministerului Mediului numărul 174 din februarie 2018, privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, precum și a zonelor de protecție a resurselor acvatice vii în anul 2018. În data de 5 mai 2018, pe raza comunei Călui, în pădurea din apropierea cantonului Lunca Oltețului, a fost depistată o persoană de 42 de ani din aceeași localitate, în timp ce transporta cu un atelaj Hippo cantitatea de 1,98 metri cub de material lemnos din specia stejar. În urma verificărilor efectuate s-a constatat că materialul provenea din tăierea fără drept de către persoana în cauza unor arbori din pădurea situată în apropierea cantonului și aflată în administrarea ocolului Silvic Iancujianu. La fața locului au fost solicitați reprezentanții ocolului Silvic Iancujianu, care au procedat la măsurarea și calcularea prejudiciului produs. Documentele întocmite de jandarm și bunurile ridicate au fost predate organelor de urmărire penală competente pentru continuarea cercetărilor, iar materialul lemnos și atelajul Hippo au fost predate organelor silvice. În data de 6 mai 2018, în dreptul localității Milcov, o patrulă de jandarmi a observat un autoturism care se deplasa pe malul stâng al râului Olt, având luminile stinse. S-a procedat la blocarea drumului și oprirea autoturismului pentru verificări. În autoturism au fost identificate două persoane de 58 și respectiv 42 de ani din localitatea Redea. La controlul portbagajului au fost găsite mai multe unelte de pescuit în scop comercial, respectiv două plase confecționate din plasă monofilament, două unelte de tip ripon și două bărci confecționate artizanal din camere tip auto pe care intenționau să le folosească la pescuit în apa râului Olt. În ambele cazuri s-au întocmit acte de constatare pentru încălcări ale prevederilor legale privind pescuitul și acvacultura. Consiliul Concurenței va propune Băncii Naționale a României să faciliteze refinanțarea creditelor în lei, așa cum a făcut deja în ceea ce privește conversia în lei a împrumuturilor în valută, a declarat marți Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței. Deja BNR, încercând să mute oamenii de la creditele în valută la cele în lei, a creat o cale mai ușoară la refinanțări din moneda străină în lei. Prin mutarea de la o bancă la alta, la o dobândă mai bună, nu va mai exista riscul ca banca să spună că reglementările nu permit, pentru că activele au scăzut sau nu mai respectă normele de venit. Astfel se intenționează aplicarea logicii ce se aplică acum la conversia creditelor din monede străine în lei, care să fie aplicată și la restructurările de credite în lei.